Hângă! E vineri. Iar ai febră, mă, de postez vinerea? Bă, sincer, nu, chiar nu aveam de gând să fac vreun video. Dar mi-a trimis cineva dintre voi un super articol zilele astea pe Facebook. Titlul sună cam așa: 30 de lucruri amuzante despre sex pe care nu le știai. Și m-am gândit eu în mintea mea de om lite, gen: frățioare, ce nu știu eu despre sex? Eu fiind un expert, în caz că nu v-ați dat seama. Dan Bilzerian nu există în fața mea. Singura diferență între mine și Dan Bilzerian e că lui ăla îi place să sufere pe Instagram și mie nu. Și mă rog, mai e o diferență de câteva sute de milioane în cont, dar nu-i problemă. În câteva luni îl întrec și acolo. Nu, acum serios vorbind, haide să intrăm în articol. Mi se pare extrem de amuzant, deci fiți atenți, bă, puteți să-mi ziceți domn profesor. 30 de lucruri amuzante despre sex pe care nu le știai. 1. Vibratorul era folosit în trecut, cam prin secolul XIX, cu tratament recomandat de doctor pentru femeile isterice. Hă? Adică să mă duc eu la doctor și să-mi caut înțelegere și medicamente pentru gagica mea și intru acolo, cioc, da, intrați. Nu știu cum să vă zic, domnul doctor, dar știți că asta mea e puțin isterică. Stai liniștit și vezi că scoate dita mai sabia din birou. Poftim. Ce dracu să fac asta, domnul doctor, să-i dau cu el în cap? Ajung acasă, îi pun într-o cutie de aia cu fundă, nu știu ce. Poftim, baby, ce ți-am luat? E, ce tare, să vedem ce mi-ai luat. Ce e asta? Păi m-am gândit că ai nevoie. Păi chiar aveam nevoie, că tu nu mai ești în stare. În statul Colorado este interzis prin lege să săruți o femeie care doarme. Dar ăștia cred că au avut ceva traume cu albă ca zăpada. Ce mă, dacă o pupa aia învie? Du-te, mă, mai bine o luați moartă decât să învie. Sunt aproape 100 de milioane de acte sexuale în fiecare zi. Mie îmi place să mă uit la alea cu cai. Codrin știe despre ce vorbesc. Salut, Codrin! 4. Femeile singure se simt mai atrase de bărbații luați decât de cei care sunt singuri. Bă, asta e adevărat. Adică, după părerea mea, e mai ușor să agăți cu gagica ta de mână decât fără. Automat ele se cred mult mai bine. Adică dacă ea, fiind singură, te-a agățat pe tine, tu fiind cu gagica ta, automat o să prindă mult mai multă încredere în ea. Și nu neapărat dacă ai gagica, automat dacă o să te pleacă aia, o să vină și aia și aia și aia. Dacă nu te place nici dracu și totuși tu vrei să agăți sau ceva, automat nu o să-ți iasă, pentru că pe frunte ta scrie ratat mare. 5. Bărbații consideră că vocea femeii este mult mai sexy în acea perioadă a lunii. Niciodată în viața asta. 6. Cei mai mulți bărbați preferă femeile cu forme și nu pe cele slăbănoage. Dați-ne câteva beri să vedeți și cum mai ținem de treaba asta. 7. Un act sexual obișnuit durează aproximativ 16 minute la europeni și 7 minute la americani. 16 minute la europeni? Adică de 4 ori, nu? În 16 minute. Sau de 5. Adică în 16 minute, ho-ho-ho! 8. Sperma conține zinc și calciu. Ce ai făcut, prietene? Înseamnă că aia colega mea de asta avea dantura așa perfectă și albă. Aceste două elemente fiind extrem de benefice pentru noi, deoarece previn apariția carilor. Acum totul are sens. Înțeleg de ce toate actrițele porno au dantura perfectă. Deci de asta în fiecare film porno la sfârșit sunt alea așa, că așteaptă calciu. 9. Bărbații își asumă mai multe riscuri când știu că femeile sexy îi privesc și sunt atente la ei. Dacă o femeie sexy mă privește, îmi asum mai multe riscuri? Adevărul că mă asigur că am vesta antiglons pe mine în caz de orice. 10. Filmele pentru adulți nu afectează modul în care un bărbat privește o femeie. Asta e adevărat. 11. Femeile atletice sunt cele mai bune în pat. Vă dați seama ce performanță au? Oh, Doamne! 12. Femeile emoționale au parte de mai multe orgasme decât cele reci și dure. Depinde cât de rece e femeia, că dacă e foarte rece s-ar putea să fie moartă. 13. Bărbații obișnuiți au până la 7 partenere sexuale într-o viață, în timp ce femeile au numai 4. Mă întreb colega aia mea ce zice la faza asta. Poate o sunăm, o întrebăm. 14. Bărbați, sugeți burta. Pentru fiecare 16 kg date jos, cucul crește cu 2,54 cm. Oooo, cu fiecare 16 kg date jos? Bă, deci dacă ajungem pe la 10 kg, e perfect. Adică o avem, ești nebun. Ne o punem pe birou, se dărâmă birou, adică la modul ăla. 15. O partidă de sex o dată pe săptămână îți îmbunătățește funcția sistemului imunitar cu peste 30%. Oooo, bine-s! 16. Un studiu realizat în 2010 a demonstrat cu cât o femeie se respectă mai mult, cu atât ajunge mai repede la orgasm. 17. Da, se poate și la bătrânețe. O, Doamne, nu vreau să citesc asta, cred. Persoanele de peste 60 de ani încă fac... Nu, stai, trece mai departe, că îmi vine să borăsc. 18. Tocurile înalte distrug coloana, însă sunt benefice pe plan sexual. În loc de vibrator, femeia direct ap cu tocul. Ce drăg, cum mai stăm la povești?
Cum așa? Cercetătorii au descoperit că femeile care poartă tocuri au mușchii pelvieni mult mai încordați. Oh. Aceștia ajutându-le să aibă orgasme puternice. Am înțeles, e bine, e ce trebuie. 19. Femeile care se masturbează regular sunt femei fericite. Cred și eu, adică... 20. 70% dintre multimilionari sunt de părere că banii îi ajută să facă sex mai bine. Păi asta e logică, prietene, adică normal. 21. O femeie din 4 cu vârstă peste 35 de ani spune că nu a făcut niciodată sex. Se mai întâmplă să dai și de curve virgine. 22. Femeile sunt de 10 ori mai sensibile la atingere decât bărbații. De asta noi avem orgasm mult mai repede decât ei. Sunt de 10 ori mai sensibile la atingere decât bărbații. Ok. 23. 35% dintre oamenii cu vârstă sub 35 de ani intră pe Facebook sau pe Twitter după ce au făcut sex. În caz că n-ai fost mulțumit de aia, intri să vezi și tu ceva mai bun, adică... Da. 24. Femeile căsătorite fac sex mai des decât cele necăsătorite. Să mor tu! Odată ce te-ai măritat, ești nebun. Cred că o să ai parte de sexul ho-ho și ca femeie și ca bărbați. Ești nebun, dar mă rog, cu alte persoane. 25. Când femeile au orgasm, orice teamă și frică dispare din mintea lor. Oh. Atunci se transformă în Xena, prințesa războinică. Haide mă dracu. Se transformă în Xena, prințesa războinică. O fac să aibă orgasm și hop, deodată vezi când bag un cuțit în gât. Puff. Până în anul 1973, homosexualitatea era considerată boală mentală. Mă rog, 27. Ai chiuit azi de la ora de aerobic, apucă-te de sex. O partidă obișnuită de sex, aia care durează 30 de minute. Asta e o partidă obișnuită? Păi prietene, 30 de minute mă duc în 6 numere, ești nebun. Adică ceva gen, tu cam ce faci în 30 de minute? E, sex de vreo 6 ori. Deci o partidă de asta de 30 de minute de sex te ajută să arzi până la 200 de calorii. Păi 200 de calorii, prietene, e nimic. Îmi iau 500 dintr-o ciocolată, adică la modul ăla. 28. Mesajul oferit bărbatului poate excita o femeie la fel de mult ca și pe bărbatul care primește mesajul. 29. Este dovedit, unul din patru americani este prea obosit pentru a face sex. Aia se întâmplă, ce dracu, s-o fi jucat LOL prea mult sau ceva. Un studiu recent a demonstrat că persoanele cu o stare financiară obișnuită fac sex mai mult decât persoanele bogate. Da, spuneți asta lui Dan Bilzerian sau mă rog mie. Ha, 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 ha. Da, și cam asta a fost cu superbitatea asta de articol. Cred că am învățat noi lucruri foarte folositoare. Zic, dacă mai aveți articole de genul sau nu neapărat de genul care vi se par vouă amuzante, puteți să mi le lăsați pe Facebook, pe privat. Facebook-ul meu îl găsiți în descriere. Și da, cam asta a fost. Mersi mult de vizionare. Dacă ți-a plăcut, nu uitați să dai un share, un subscribe dacă ești nou, un like și ne auzim data viitoare. Salut!